ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrile Partener TV! Împreună să urmărim titlurile celor mai importante știri Partener TV! Mii de apartamente din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, nu au căldură. În comuna Răzvat, județul Dâmbovița, 3 case au fost mistuite de foc. Mănăstirea Dealului este aprovizionată cu apă de jandarmi. Într-o clipă de neatenție, șoferul unui autoturism a pătruns pe contrasens. Iarna este la ea acasă. După gerul năpraznic care a pus stăpânire pe întreaga țară, urmează ninsori abundente. În aceste zile, în farmacii, cetățenii primesc ceai cald. În această perioadă, cu temperatură destul de scăzute, foarte multe persoane sunt predispuse îmbolnăvirilor. Pacienții nu suportă costurile transportului intraspitalicesc. Cu toate că gerul și-a spus cuvântul, virusul AH1N1 continuă să facă victime. La unele stații PECO, prețul carburanților s-a ieftinit. Acordarea celui de-al 13-lea salariu rămâne la latitudinea ordonatorilor de credite. Timișoara aspiră la statutul de capitală culturală europeană. În Marea Britanie, părinții fac proteste împotriva jocurilor online. Accident de muncă la oțel inox Târgoviște, județul Dâmbovița. Un bărbat și-a prins mâna într-un utilaj în timp ce își desfășura activitatea. La oțel inox Târgoviște, județul Dâmbovița, a avut loc un accident de muncă. Se pare că un bărbat și-a prins mâna într-un utilaj la care își desfășura activitatea. Imediat la fața locului a sosit serviciul de ambulanță Dâmbovița, care a preluat persoana accidentată și a transportat-o la Spitalul de Urgență Târgoviște pentru îngrijiri medicale. Am încercat să discutăm cu bărbatul accidentat, însă nu a vrut să ne spună mare lucru. Am mai aflat că victima era însoțită de două persoane din conducerea unității, însă la apariția presei, acestea au dispărut, precum spune o vorbă din popor, ca măgarul în ceață. Mai multe amănunte despre bărbatul accidentat am aflat de la medicul de pe ambulanță. A fost solicitat prin serviciul 112 pentru un accident de muncă la oțel inox. Am găsit într-adevăr o persoană cu o fractură deschisă de mână dreaptă, fără alte probleme majore. Deci o fractură de mână cu... Așa declarativ, nu am văzut ce s-a întâmplat. Dar așa a fost găsită persoană, conștientă, echilibrată hemodinamic, cu o fractură deschisă la nivelul mâinii drepte. La numai 20 de minute de la producerea accidentului de muncă ne-am deplasat la societatea Oțel Inox, însă ne-am lovit de secretomanie. Porțile închise, liniște și pace, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. După cum știm, într-o întreprindere unde are loc un accident de muncă ar trebui să se desfășoare o anchetă. Sincer, la Oțel Inox, liniștea ne-a lăsat impresia că nu s-ar fi întâmplat nimic. Fric de crapă, pietrele și în casă. 8.000 de apartamente din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, sunt fără căldură. Caloriferele au devenit doar piese de mobilier. Mii de târgovișteni fără căldură și apă caldă în apartamente. Din cauza unor defecțiuni la rețeaua și armăturile de reglaj ale furnizorului de gaze naturale, Secetermica Târgoviște, județul Dâmbovița, funcționează doar la limite sau chiar sub limita de avarie. În apartamentele neizolate termic nu s-au înregistrat mai mult de 16 grade Celsius în condițiile unei temperaturi de -19-20 de grade Celsius. Explicația constă în faptul că la ieșirea din centrala termică Sud Târgoviște s-au putut asigura doar 66-67 de grade Celsius, iar la consumator temperatura de intrare a agentului termic a fost de 43-45 de grade Celsius. Secetermica Târgoviște, județul Dâmbovița, asigură alimentarea cu energie termică pentru 8.000 de apartamente, aproximativ 23.000 de locuitori, 44 de unități școlare și 5 unități medicale. Caloriferele sunt aproape reci. Deci trei elemente sunt: calzi și restul reci. Dar seara de la ora 5:30. Că apă caldă nu mai avem, căldură în ex am 4 zile, a zis. Da, am dat telefon aseară la ei și au spus că dimineața se rezolvă. Acum am dat de dimineața, a zis că 3 zile. Ce facem? Plătim o grămadă bani și rămânem vai de capul nostru cum suntem, tremurăm în casă. Aveți copii mici? Eu nu am copii mici, dar eu sunt bolnavă, sunt cu inima. Cum ați trecut noaptea de... Vă spun, am tremurat la ora 3 dimineața, m-am trezit în dormitor și am fugit în bucătărie, la drumul la gaz. Deci cu toată căldura care o avem de la reagiceu. Și a bătut joc. Vara nu avem apă caldă, că vezi, Doamne, ne dă pe păcură și nu au apă caldă. Iarna acum ne face, când e ger mai tare, atunci nu mai avem căldură în casă. Ce să facem zilele următoare? În zilele următoare ce să facem? Nu știu, tremurăm. Tremurăm că altceva nu avem, până nu lua salvare. Păi ce putem să facem?
Acum mergem peste ei acolo la RGCEV, să vedem ce facem. Să vedem ce soluții, că ne-a chemat să, că noi avem contract de 3 ani de zile și acum s-a expirat contractul. Și ne cheamă să-l semnăm. Nu-l mai semnez. Dar noapte nu avem nici căldură în ceapă. Da, seară. Da, seară, de la ora 5 de mai avem căldură și apă, rece, apă caldă, dar de dimineață, am înțeles. Ai da. Spus că nu mai semnați contractul. Nu mai semnez. Mă duc și în bac centrală termică. Păi ce să fac? În bac centrală de bloc. Păi nu mai pot. Ce temperatură ați avut în casă? Păi ce? Cred că a fost, să nu exagerez, 5-6 grade. Mai mult nu a fost. Păi dacă au fost geamurile, ce nu mi-au înghețat mie toată iarna, geamurile mi-au înghețat tu, geamurile. Nu e posibil așa ceva. Cu pături, haine groase. Cu pături și-am băgat un radiator în priză. Și tot n-a făcut față, tot n-a înghețat geamurile. Nu se poate, nu e posibil așa ceva. Îmbrăcați ca eschimoșii. Ca eschimoșii. Ca eschimoșii, că la Polul Nord. Mai bine eram în cor la ei acolo, că era mai cald. În jur de 15, nu cred mai, 10-15 grade, 10-15 grade, 10 grade, 10 grade. 10 grade, dumneata, am dat telefoane și ne-a răspuns că mai așteptați, au venit și să verifice instalația, nu că e de, mă rog, numai motive și scuze, dar noi nu avem căldură iarna aceasta, în ierile trecute, da, am avut căldură. Dar plătim la fel ca ceilalți care au căldură. Din tot oraș. Cred că suntem la grămadă. Se face o sumă, se parte pe numărul de apartamente și asta e. Toți la... Cât avem? Au... Noi 8 apartamente avem, parcă. Da, 8 pe scară. 8 pe scară. A fost foarte frig. Am sunat aseară, spunea că apă caldă nu e în tot orașul, că au redus la 50% căldura în tot orașul. A fost frig. A fost foarte frig. Ne-am pus două plapuni pe noi ca să nu înghețăm de frig în casă. Am deschis aragazul, nu avem ce să facem. Am pus caloriferele electrice. Frig. Foarte frig. Nu, e dat la maxim. Asta e căldura maximă care s-a dat aseară. Acum bați în noaptea. Păi vă dați seama, cu pilote, cu plapume, în dormitorii jale. A început să facă igrasie acu de dimineață. Am șters acolo în colț. Aici curge pe pereți. Fiind nefiind căldură în casă, abureală, mai mult abureală. Ne aflăm în microraionul 11 din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. Iată, acestea sunt imagini cutremurătoare. Așa trăiesc bătrânii în apartamente cu două plăpumi și două pături, deoarece de mai bine de 24 de ore nu au căldură. Caloriferele sunt sloi. Uitați presiune. Dacă asta este presiune, să se încălzească. Mai mult de 20-25 de grade nu are. Ce să încălzească la 20 de grade? Asta e și presiunea la calorifer. Și ați dormit îmbrăcat. Bineînțeles. Așa cum sunt. Cum sunt? Nu chiar așa, fără geacă. Două, trei plovere, fes în cap, o plapumă și o pernă și o pătură. Astea sunt condițiile. Pe aceste țeve ar fi trebuit să vină apa caldă și totodată să se încălzească caloriferele din apartamentele locatarilor din microraionul 11. Sperăm ca în cel mai scurt timp autoritățile să ia cunoștință de acest lucru și să vină în sprijinul oamenilor, oameni care își plătesc la zi facturile. Am avut în interval de 5 ore circa 9 declanșări automate pe protecțiile utilajelor noastre, fiindcă să știți că sunt utilaje moderne și au protecții. Existând pericol foarte mare de explozie, știți foarte bine cum lucrează gazul metan, s-a intervenit la GDF Suez Energie București, să-i zicem Distriga Sud, s-a intervenit atât prin mail-uri, fax-uri și înștiințări telefonice către filiala de distribuție Târgoviște, au venit, dar se pare că nu știu ce să facă. În momentul de față, o echipă este tot în fața fostului Saro, unde există o defecțiune tehnică absolut independentă de noi. Deci nu primim gaz la cantitatea necesară pentru a asigura încălzirea și apa caldă pentru municipiul Târgoviște. Am fost nevoiți să intrăm în programul rapid de minim de avarie, explicitat prin oprirea motoarelor pentru producerea energiei electrice la ora 12.